Eskiden sırf basket zora. În 2 Cronici, capitolul 7 și doresc ca Dumnezeu să ne vorbească în seara aceasta. Amin. Să nu vă așteptați să vă aduc ceva nou. Și doresc doar să vă reamintesc câteva lucruri din Sfânta Scriptură. 2 Cronici, capitolul 7, citesc doar versetul 14. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Amin. Amin. Înainte ca să împărtășim câteva gânduri de aici din Cuvântul lui Dumnezeu, dați-mi voie să vă aduc un salut din partea bisericii de unde slujesc. Biserica Maranata din Săriștea Deal vă transmite din Iuda, versetul 2, îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Amin. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mă bucur, personal mă bucur că Dumnezeu mi-a dat oportunitatea să ne revedem fețele, să ne vedem din nou în prezența lui Dumnezeu. Vă spun cu toată sinceritatea că ori de câte ori vin în mijlocul dumneavoastră, mă bucur. Mă bucur că Dumnezeu v-a ținut în viață și oarecum vă văd în casa lui Dumnezeu, chiar dacă suntem într-un număr mai mic. Știm că nu aceasta este important și important este să îl iubim pe Domnul. Un om al lui Dumnezeu spunea că nu mulțimea este majoritatea, eu și Domnul suntem majoritatea. Și însuși Mântuitorul spunea că uneți doi sau trei prezenți în mijlocul meu, adunați în numele meu, strânși în numele meu și eu sunt prezent acolo și lăudăm pe Domnul pentru această făgăduință. Noi, de obicei, tindem la biserici cu număr mare, cu nu știu câte sute de membri, vai ce frumos e acolo. Vă spun că nu e prea frumos acolo. Prin Harul lui Dumnezeu călătoresc așa prin țară și peste votare și am văzut foarte multe biserici într-un număr foarte mare unde nu simți părtășie. Nu vreau să generalizez lucrurile, nu vreau să spun că în toate bisericile este la fel, dar majoritatea bisericilor nu simți prezența lui Dumnezeu. Nu este simplă părtășie, apropiere unii frații unii de alții. Unde este numărul mai restrins, în biserici la țară, unde sunt 10, 15, 20, 30, bucuria e mai mare, prezența lui Dumnezeu e mai mare. Personal, eu simt o mai multă prezența lui Dumnezeu în astfel de biserici. De aceea, bucurați-vă înaintea lui Dumnezeu și nu deznădăjuiți că nu știu care au dat înapoi de la credință sau că nu se pocăiesc frații, nu se pocăiesc cei dragi ai noștri, nu se pocăiesc oamenii din satul nostru. Să ne bucurăm înaintea lui Dumnezeu și să fim recunoscători că pe noi ne-a mântuit și ne-a dus prin Harul Său la viață. Asta nu înseamnă că suntem egoiști, dar avem un motiv de bucurie. Și avem încă o datorie de făcut să ne rugăm și pentru ceilalți care nu sunt mântuiți, care Dumnezeu, prin îndurarea sa, îl rugăm să se îndure de ei și să-i aducă și pe ei la pocăință. Domnul să fie binecuvântat pentru lucrul acesta. Iubiții Domnului, am câteva lucruri ca să vă aduc la cunoștință și spuneam că să nu vă așteptați la lucruri noi, decât vreau să vă reamintesc câteva lucruri din Sfânta Scriptură. Sigur, sunt convins că primul punct pe care ar vrea să-l dezvolt sau să-l discut cu dumneavoastră este despre smerenie. Sunt patru lucruri care vreau să vi le aduc la cunoștință, să vi le reamintesc. Și primul și în primul rând este vorba despre smerenie. Și versetul nostru spunea, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu, se va smeri. În primul și în primul rând, Dumnezeu ne cere ca să fim smeriți. Sunt întotdeauna în Sfânta Scriptură, când Dumnezeu face promisiuni,
Ele sunt condiționate. Dacă vei face așa, vei primi. Dacă mă vei asculta, te voi binecuvânta. Dar găsim în Sfânta Scriptură că Iacov face și el o promisiune condiționată. Adică pune condiție el ca om, îi pune condiție lui Dumnezeu. Acolo în pustia aceea, când se roagă cu capul pe piatră și cerul se deschide și vine acea scară și Îngerul lui Dumnezeu urcă și coboară pe ea, el pune locul lui aceleia Betel. Și spune, dacă Dumnezeu va fi cu mine și mă va binecuvânta, aici voi zidi o casă, un templu, voi face casa lui Dumnezeu aici. Dar așa suntem și noi, de multe ori, din firea noastră, dacă Dumnezeu va fi cu mine când o să plec în străinătate și o să fac nu știu câte sute sau mii de euro, când vin înapoi, o să dăruiesc și eu partea Domnului. Și nu este un gând rău, nu este un gând rău și este un gând foarte bun. Dar noi nu avem voie ca creatura lui Dumnezeu să punem condiții lui Dumnezeu. Numai dacă Dumnezeu îmi dă, atunci dau și eu. Noi suntem chemați chiar să dăruim din ceea ce avem noi. Și îl vedem pe Dumnezeu ca Dumnezeu al nostru și ca Dumnezeu care ține toate lucrurile în mâini și are dreptul să pună condiții, are pretenții, pentru că este un Dumnezeu Sfânt. Noi nu avem dreptul să punem condiții. Pentru că nimic din ceea ce avem nu este al nostru. Pavel spune, de ce vă lăudați dacă ați primit? De ce vă lăudați ca și cum nu ați primit? Ca și cum ar fi al vostru? Deci, Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă că tot ce avem noi, bunurile noastre materiale, chiar și trupul acesta, viața noastră, nu sunt ale noastre, sunt ale Domnului. Și atunci nu putem să punem condiții lui Dumnezeu. Asta vreau să dezvolt puțin. Mai ales faptul că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu tot felul de lucruri și spuneam, nu sunt ale noastre și sunt ale lui Dumnezeu, ne-a pus doar niște administratori peste ele, suntem niște administratori și noi în fiecare zi călcăm pe Pământul lui Dumnezeu, lucrăm cu banii lui Dumnezeu, bem apa lui Dumnezeu, tragem în piept aerul lui Dumnezeu. Deci toate lucrurile acestea noi trebuie să fim recunoscători înaintea lui Dumnezeu. Și nu avem dreptul să punem noi condiții lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu are această putere să facă lucrurile, are acest drept asupra noastră pentru că suntem creați de El și El stăpânește peste noi. Și mulțumim Domnului că avem un asemenea stăpân, lăudat să fie Domnul. El stăpânește peste noi și spune, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu, se va smeri. Este o condiție. O condiție atașată de o binecuvântare. Să cere smerenie. Ea trebuie să facă parte din viața noastră de credincioși. Prima condiție este atașată de o binecuvântare, iubiții lui Dumnezeu. Și haideți să vedem câteva versete din Sfânta Scriptură. Proverbe 3. Hai să deschidem Sfânta Scriptură la Proverbe, capitolul 3. Și să vedem aici câteva lucruri legat de cu 34. Citesc de la versetul 33. Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuința celor neprihăniți o binecuvintează. Când are a face cu cei batjocoritori, își bate joc de ei, dar celor smeriți le dă har. Uitați-vă dumneavoastră. 1 Petru 5:5. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune acolo că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Apoi Pavel spune, smeriți-vă, dar acum sub mâna tare a lui Dumnezeu. Iacov 4:6, haideți să vă citesc acest verset. Iacov 4:6. Să vedeți ce frumos spune Iacov aici în Cuvântul lui Dumnezeu. Dar în schimb, ne dă un har și mai mare, de aceea zice Scriptura. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Dar dă har celor smeriți. Uitați-vă dumneavoastră ce s-a întâmplat atunci când diavolul s-a mândrit înaintea lui Dumnezeu. Deci opusul smereniei este mândria. Diavolul nu a rămas smerit în starea în care Dumnezeu l-a așezat. De un înger frumos, cu putere, cu investiție din partea lui Dumnezeu, s-a mândrit în această lucrare a lui, în frumusețea lui, în poziția lui
și Dumnezeu a fost nevoit să-l smerească. De aceea, iubiții lui Dumnezeu, mândria s-a născut în cer, în inima lui Lucifer. Și mândria este de origine diabolică, este de la diavolul. Și fiecare slujitor, fiecare copil al lui Dumnezeu, într-un fel sau altul, a fost mușcat de șarpele acesta al mândriei. De aceea, vă îndemn înaintea lui Dumnezeu să căutați să umblați cu Dumnezeul vostru, așa cum spune unul din prorocii Habacuc, ce altă ți se cere omule decât să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Ne cere ca Dumnezeu, în umblarea noastră pe pământul acesta, să ne smerim. Pentru că dacă noi ne vom smeri, și Dumnezeu ne va înălța la vremea cuvenită. Atunci când Domnul Iisus va veni pe norii cerului și ne va lua la El acasă, ne va înălța nespus de mult pe fiecare dintre noi. De aceea Dumnezeu să ne binecuvânte, să ne ajute. Sigur că aș putea să vorbesc, sau frații, sau așa, ar putea vorbi mult mai mult despre acest capitol, smerenia. Este un subiect foarte larg și nu ne ajunge timpul să discutăm despre el. Pe scurt am spus lucrul acesta, dar iubiții lui Dumnezeu, nu este de glumă cu această lucrare. Smerenia este, dacă vreți, și un atribut al lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu acolo, ascultați de la mine, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit inima. Însuși Dumnezeu se smerește. Însuși Dumnezeu Tatăl se smerește. Domnul Iisus se smerește. Uitați-vă dumneavoastră, lui Dumnezeu îi face plăcere să se smerească. Noi și firea noastră pământească, care este în noi, de multe ori se războiește cu această lucrare. Nu-i place să stea smerită. Și mai ales bărbații, în general, ei de obicei sunt mândri, orgolioși. Dar Dumnezeu ne cere și nouă și cere și surorilor să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne păzească de lucrul acesta, de mândrie, și să fim niște oameni smeriți înaintea Domnului nostru, care a pregătit cerul pentru noi. Dumnezeu să fie lăudat și binecuvântat. De asemenea, dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu sau în versetul care l-am citit, după smerenie spune, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga. Încă o lucrare pe care Dumnezeu o cere este rugăciunea. Cerea rugăciune poporului evreu în Vechiul Testament, ne cere și nouă, mai mult acum în Noul Testament, sau dacă vreți, în dispensația aceasta a Harului în care noi trăim, și îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a binecuvântat să trăim în această generație în care beneficiem și noi de Harul lui Dumnezeu. Spune Sfânta Scriptură că prorocii care proroceau despre aceste vremuri, priveau aceste vremuri și spune, le-au cercetat și să vadă când vor fi. Și au găsit că aceste vremuri nu sunt pentru ei și sunt deva în viitor. Și adică prezentul nostru. Și mulțumim Domnului că ne-a așezat în această generație. Nu vreau să vorbesc prea mult despre asta, dar ne cere ca să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Se va ruga. Dumnezeu pune încă o condiție pentru a ne asculta rugăciunea. Deci, rugăciunea aceasta, care trebuie să facă parte din viața noastră, să știți că rugăciunea nu este un lucru de apucat. Nu este o lucrare făcută doar de mântuială, să închidem ochii lui Dumnezeu, sau să ne împăcăm noi cugetul nostru, că am bolborosit și noi câteva cuvinte de dimineață, sau la prânz, sau mă rog, când ne-am amintit. Rugăciunea iubiții lui Dumnezeu. Când spun aceste lucruri, spun și în dreptul meu. Pentru că și eu am nevoie de rugăciune și îmi doresc ca să progresez în această lucrare. Avem cunoștință de cuvântul lui Dumnezeu. Cunoaștem Sfintele Scripturi. În nicio generație, ca în generația noastră, n-a mai fost atâta cunoștință de cuvânt. N-a mai fost atâta cuvânt rostit, vestit, atâta descoperire, atâta revelație din cuvântul lui Dumnezeu. Avem Biblii în tot felul. Avem comentarii în tot felul.
Și este foarte bine și dăm slavă lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Dar nu avem putere din cauza că ne rugăm prea puțin sau deloc. Noi trebuie, spuneam că rugăciunea este o chemare, Dumnezeu ne face o chemare. Dacă poporul meu peste care este chemat, numele meu se va smeri și se va ruga. Îi chema la rugăciune. Rugăciunea, spuneam, nu este o lucrare de apucat. Să vorbărosim câteva cuvinte, ne mințim pe noi, dar pe Dumnezeu nu putem minți. Dumnezeu știe și vede toate lucrurile. Dar pe noi înșine ne putem înșela. Pentru că credem noi că dacă am vorbărosit 5 cuvinte pe genunchi sau în picioare sau mă rog, sau am citit 2 versete dintr-un psalm, ne-am încheiat lucrarea, am încheiat citatul. Nu. Rugăciunea trebuie să facă parte din viața noastră. Vreau să vă spun personal și să nu înțelegeți greșit ceea ce vă spun. Când m-am întors la Domnul, eram în Portugalia și mă angajasem la o firmă din asta de grădinărit. Și lucram la grădinărit. Și pe mine m-au pus să tai iarbă cu o mașinărie, pentru că au văzut că mă descurc bine cu mașinăria aia, pentru că erau câmpuri din astea de iarbă unde se juca golf și trebuia tăiat la linie, trebuia tăiat frumos. Dar mașina aia buruia tare. Eu n-aveam ce să fac toată ziua, când mă plimbam după ea și auzeam buruini. Ce să fac? Mă rog. Mă rugam Domnului, cântam, compuneam cântări și aproape că 7-8 ore când lucram pe zi, eu progresam în această lucrare și mă rugam și simțeam prezența Domnului, întrecea ziua ca și cum ar fi fost un ceas. Iubiții lui Dumnezeu, când avem părtășie cu Dumnezeu, când mergem la rugăciune, să știți că nu în 2 minute, nu în 3 minute intrăm în prezența lui Dumnezeu. Trebuie să stăm acolo pe genunchi și să cerem harul lui Dumnezeu. Și apoi când Dumnezeu se coboară la noi, îl simțim prezența Lui, simțim Duhul Lui că se coboară la noi și ne trezim că vom sta o jumătate de oră, 20 de minute sau chiar o oră pe genunchi și ni se va părea că este doar 5 minute. Pentru că e prezența lui Dumnezeu acolo. De aceea vă îndemn să progresați în această lucrare de rugăciune. Spune, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Dar după aia zice, dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul, apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de zidar, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Ne apropiem de Domnul prin rugăciune. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Haideți să vă citesc câteva versete, câteva condiții care Dumnezeu ne le pune ca să ascultăm, ca să ne asculte rugăciunea. Sigur că sunt mai multe condiții și în cele 4 Evanghelii sinoptice găsim aceste lucrări. Deci Coloseni 4 cu 2 spune: stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumire. Ce înțelegem noi prin a stărui? A progresa. A merge înainte, dacă vreți. A nu abandona această lucrare. A stărui în ea. Să fii un om insistent, persistând înaintea lui Dumnezeu. Acea femeie s-a dus să-și facă dreptate. Și s-a tot dus la împărat și venea acasă. Și s-a dus la împărat și venea acasă. Și nu s-a lăsat bătută. S-a dus din nou și spune omul acesta, ia cuvântul și spune: măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinesc. Îi voi face dreptate ca să nu vină să-mi tot bată capul. Și Mântuitorul după aia adaugă și spune, cu atât mai mult, nu va asculta El rugăciunea sau nu va face El dreptate aleșilor Săi, dar cere să persistăm în rugăciune. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Evrei, capitolul 12 cu 12, spune în felul următor. Și întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Și este vorba despre rugăciune. Genunchii noștri slăbănogiți. Întăriți mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Trebuie să căutăm să întărim această lucrare de rugăciune. Să persistăm în această lucrare de rugăciune. În Psalmul 66 cu 18, vă mai citesc și de aici acest verset, că este foarte frumos. Psalmul 66 cu versetul 18.
Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Este o condiție, atunci când ne apropiem de Domnul, să nu cugetăm lucruri nelegiuite în inimile noastre. Să venim transparenți înaintea lui Dumnezeu. Cu o inimă curată, cu o inimă deschisă înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne va binecuvânta. Mântuitorul spunea că dacă doi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru cu credință, le va fi dat. Iubiții Domnului, ne cere să ne smerim, ne cere să ne rugăm. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta și să căutăm fața lui Dumnezeu. Acum, îmi place foarte mult felul cum Domnul pune aici cuvântul Său. Întâi ne cere să ne smerim, apoi ne cere să ne rugăm și apoi să căutăm fața Lui. În versetul nostru spune, al treilea lucru, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea. Cum căutăm noi fața lui Dumnezeu? Căutăm noi fața lui Dumnezeu, în primul și în primul rând, găsim fața lui Dumnezeu în Scriptură. Găsim în Cuvântul lui Dumnezeu fața lui Dumnezeu. Cântarea cântărilor ne zugrăvește pe Domnul Iisus așa de frumos. Am vrut să vă predic de acolo. Dar Dumnezeu m-a îndemnat mai mult de aici să vă vorbesc. Pentru că sunt patru lucruri de mare importanță în viața noastră, care trebuie să facă parte din viața noastră. Și spune, va căuta fața mea. Dar atunci când Dumnezeu spune, va căuta fața mea, îl cheamă pe Solomon să facă ceva, în versetul 17. Și tu, dacă vei umbla înaintea mea, cum a umblat tatăl tău David, făcând tot ce ți-am poruncit, și dacă vei păzi legile mele și poruncile mele, voi întări scaunul tău de domnie al împărăției tale. Când îi spune, vei căuta fața mea, dar cum o vei căuta? Tu, dacă vei umbla înaintea mea, cum a umblat tatăl tău David. Și știm că David era un om numit om după inima lui Dumnezeu. În Psalmul 27:8 spune cuvântul lui Dumnezeu acolo, inima îmi zice din partea ta, caută fața mea. Și fața ta, Doamne, o caut. Îl căutăm pe Dumnezeu, poate sunt atâția oameni în lumea noastră care îl caută pe Dumnezeu la mănăstire. Îl caută pe Dumnezeu în tot felul de lucruri, în icoane, în sfinți. Crede-i că până Maria, crede-i că până Petru, crede-i că până nu știu ce, o să ajungă la Dumnezeu. Dar nu se poate lucrul acesta decât prin Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit să fie El. Sfânta Scriptură ne spune că este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Iisus Hristos. El este apărătorul, El este ajutorul nostru, El este avocatul nostru, mijlocește înaintea lui Dumnezeu și ne apără înaintea lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Amin. Și noi acum trebuie să căutăm fața Lui. Îi datorăm această lucrare Mântuitorului, că El ne-a răscumpărat, ne-a salvat viața noastră, ne-a binecuvântat să fim copiii Lui și ne cere să căutăm fața Lui Dumnezeu. Fața Lui Dumnezeu îl spuneam că o găsim în Scriptură. Apoi o găsim în frați care îl iubesc pe Domnul Iisus. Apoi îl vedem pe Dumnezeu chiar și în natură. Îl vedem în lucrarea mâinilor Lui. În fiecare zi putem să vedem fața Lui prin credință. Dar îmi place așa de frumos, cum spune Pavel, acum privim ca într-o oglindă, chip întunecos. Dar atunci îl vom vedea așa cum este, slăvit să fie El. Imaginați-vă dumneavoastră că într-o zi o să-L vedem pe Domnul nostru. Fie că primim, fie că nu, fie că Domnul ne va schimba la clipeală din loc, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, dar știm că într-o zi vom fi totdeauna cu Domnul. Lăudat să fie El. Dar până atunci ne sfințim viața, existăm în rugăciune, trăim în smerenie și căutăm fața Lui. Fața Lui o căutăm și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Al patrulea lucru și ultimul, se va abate de la căile Lui rele. Încă un lucru pe care Dumnezeu ne-l cere este să renunțăm la calea noastră rea sau la căile noastre rele. Cuvântul ne spune că multe căi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. Oamenii de obicei
cred că pot să ajungă la Dumnezeu prin mai multe căi. Sau sunt mai multe mijloace prin care se ajunge la Dumnezeu. Unii cred că, repet, prin Sfinți. Unii cred că dacă fac multe fapte. Unii cred că dacă face multă milostenie. Și oarecum vrem noi ca să facem ceva, să curgă de la noi lucrurile acestea și să ajungem la Dumnezeu. Dar nu se poate lucrul acesta. Mântuitorul spunea, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Se ajunge la Dumnezeu exclusiv și numai prin persoana Domnului Iisus Hristos. Doar prin Domnul Iisus Hristos putem ajunge la Tatăl. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, spune Apostolul. Și nu numai pentru ale noastre, și pentru ale întregii lumi. Slăvit să fie Domnul. Dar haideți să vedem ce spune Dumnezeu despre căi. Dacă ne uităm în versetul 19 din 2 Cronici 7, dacă vă veți părăsi legile și poruncile mele pe care le-am dat și dacă veți duce să slujiți altor Dumnezei și să vă închinați înaintea lor, vă voi smulge din țara mea pe care v-am dat-o, voi lepăda de la mine casa aceasta pe care am închinat-o numelui meu și o voi face de pomină și de batjocure printre toate popoarele. Uitați-vă dumneavoastră ce blestem, ce crud e Dumnezeu aici. Dacă vă veți abate de la căile mele, de la poruncile mele, de la legile mele, vă voi face de pomină. Și au fost făcuți de pomină. Printre toate neamurile au fost purtați, bătuți, chinuiți. Dar așa se va întâmpla și cu noi. Odată ce am gustat din Harul lui Dumnezeu, am venit la Evanghelie și am primit mântuirea Domnului Iisus. Și totuși ne întoarcem la căile noastre. S-a făcut stăruință după Duhul Sfânt la Biserica Pentecostală de acolo, de la noi, de la Săliștea. Și au fost mai mulți frați care au stăruit. Acum nu vreau să mă înțelegeți greșit. Este bine să stăruim după umplerea cu Duhul Sfânt. Dumnezeu să ne umple de Duhul Sfânt. Avem nevoie de lucrul acesta. Și stăruiau acolo, stăruiau. La un moment dat a fost o descoperire pentru ei că li-s căile încurcate, sucite. Și eu văd aici bunătatea și harul lui Dumnezeu, că nu i-a mai lăsat să țipe acolo, să se odihnească, să se ostenească degeaba. Și Dumnezeu le-a spus, întorceți-vă la calea mea. Deci Dumnezeu ne spune și nouă în seara aceasta, dacă se va abate de la căile lui rele, calea noastră trebuie să fie Domnul Iisus Hristos. Să nu credem că ajungem la Dumnezeu prin propriile noastre puteri, prin propriile noastre forțe. Să nu credem că ajungem la Dumnezeu, astăzi mă bat de la cale, mâine iarăși pe cale, după aia iar așa și continuăm noi să umblăm în căile noastre. Noi trebuie să rămânem statornici pe calea aceasta a mântuirii. Pe calea aceasta care Dumnezeu a creat-o pentru noi. A croit-o pentru noi prin Domnul Iisus Hristos. Haideți să vă mai citesc încă un verset din Deuteronom 8:6. Cartea Deuteronomului ne mai spune câteva lucruri cu privire la căile lui Dumnezeu. 8:6. Să păzești poruncile Domnului, Dumnezeului tău, ca să umbli în căile Lui și să te temi de El. Căci Domnul Dumnezeu tău are să te ducă într-o țară bună, țară cu pâraie de apă, cu izvoare și cu lacuri care țâșnesc din văi și din munți, slăvit să fie Domnul. Uitați-vă dumneavoastră unde vrea să ne ducă. Dacă noi vom păzi cuvântul Domnului, vom păzi calea lui Dumnezeu și vom umbla pe calea lui Dumnezeu. Să păzești poruncile Domnului, Dumnezeului tău, ca să umbli în căile Lui și să te temi de El. Căci Domnul, Dumnezeul tău, are să te ducă într-o țară bună.